nu era un tânăr străin de cele ale credinței, pentru că vedem că păzea poruncile. Asta l-a îndemnat Dumnezeu. Dacă vrei să te mântuiești, fă ascultare de Dumnezeu. Împlinește ceea ce ți-a dat El să împlinești. Și în alt loc spune Mântuitorul, de mă iubiți, păziți poruncile mele. Asta dovedește dragostea față de cineva atunci când ești și în ascultare, în bună rânduială, cum ascultăm și noi de părinții noștri duhovnici. Și a enumerat câteva din porunci, iar tânărul i-a spus, acestea toate le păzesc din tinerețile mele. Și Mântuitorul îi spune atunci, pentru că a văzut în inima lui că își dorea mai mult, era un suflet curat. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde toate câte ai, împarte-le săracilor și vino și mirmează mie. Și acesta este momentul în care tânărul s-a întristat. De ce? Pentru că era foarte, foarte bogat. Și atunci Mântuitorul a spus cât de greu vor intra bogații în împărăția cerurilor. Mai lesne este că milei să treacă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii care erau de față au spus, atunci cine poate să se mântuiască? Și să încheie Sfânta Evanghelie de astăzi cu cuvintele, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Iubiți credincioși, poruncile cu toții suntem datori să le împlinim. Pentru că a nu le împlini înseamnă aduce greutate și nedreptate și în sufletul nostru, dar greutate și nedreptate și în sufletul altora. Ca să nu mai adăugăm și faptul foarte important și covârșitor la care prea puțin ne gândim că îl rănim și pe Dumnezeu. Orice faptă nedreaptă a noastră, orice rău, aduce suferință. Și repet, ne aduce nouă în primul rând, pentru că ne pervertim, ne asociem cu fapta respectivă, odată ce o săvârșim. Ni se întipărește noi ca fiind și ceva normal și luăm de bun și așa se înfiripă patimile în sufletele noastre, aduce povară și pe ceilalți și suferință, bineînțeles, și blândului nostru mântuitor. Iubiți credincioși, calea pe care mântuitorul l-a îndemnat pe tânărul de astăzi este una a renunțării și a urmării lui Hristos, așa cum o fac mulți din ziua de astăzi, neștiuți, dar cei pe care îi vedem și putem da ca exemplu, sunt monahii. Ei au lăsat tot și case și familii și orice lucru lumesc și a urmat lui Hristos. Și prin afierosirea care se face în rânduiala călugăriei, întâlnim acolo faptul că se depune o făgăduință cu toată asumarea și pentru întreaga viață, ca de acel moment omul să devină desprins de tot ce e trupesc, material și de orice grijă și din partea rudenilor și a prietenilor și a tuturor celor care îl distrag în vreun fel, intenționat sau nu, de la calea pe care și-a ales-o să meargă și la care a fost chemat de Hristos Dumnezeu nostru. Și vine monahul în brațele părintești ale lui Dumnezeu. Și să știți că oricât de mari sunt încercările, pentru că monahul e în prima linie, niciodată nu e părăsit de Dumnezeu. Mai degrabă, se spune în slujba călugăriei, își uită maica pruncul ei decât te voi uita eu pe tine. Se spune în sfânta tradiție că dacă ar ști monahul câte încercări are, nu s-ar mai face nimeni monah. Dar dacă ar ști oamenii câtă răsplată are un călugăr care a răspuns onest și cu toată ființa vocației sale, n-ar mai rămânea unul în lume. Toți ar face călugări. Toți ar arunca în lupta aceasta grea, dar bună și binecuvântată. O luptă, iubiți credincioși, în primul rând cu egoismul. Și chiar dacă ești călugăr sau nu, lupta cu egoismul o duci. Și lupta asta, nu doar că te macină, dar reiau, aduce egoismul tău suferință în jur. De aici toate certurile, iubiți credincioși, de la egoism, fiecare își ține părerea lui, de la orgoliu, de la mândrie,
de la faptul că nu te mai poți smeri, măcar așa cât să treci conflictele, nici măcar așa ca să fii cât de cât îngăduitor într-o anumită împrejurare, că nu-i loc de ceartă între creștini, dar uite că dezbinătorul vine. Și Sfântul Apostol Pavel, în apostolul care s-a citit astăzi, ne îndeamnă să ne îmbrăcăm ca aleșa lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și uitați ce frumos spune: îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel, deși în lume a dus o viață de călugăr și din dragostea față de oameni, ca a fi monah, nu înseamnă și să nu mai iubești omul, să te dușmănești cu el sau să-l găsești vinovat pentru patimile tale, nu? A fi un astfel de monah care luptă cu omul înseamnă a fi un pusnic sau, eu știu, în orice chip s-ar retrage într-un adânc al egoismului. Mă închid pentru mine ca să nu mai am grijă altora. Treaba celor căsătoriți cu grijile familiei. Eu mă închin singur lui Dumnezeu și mă rog ca să mă mântuiesc. Nu, acesta nu este un monah adevărat. Și îl avem pe Sfântul Cuvios Paisie, Aghioritu, care, știți, chiar dacă se retrăgea de atâtea ori, el vorbea cu Dumnezeu pentru ca să ajute suferinții întregii lumi. Și toți sfinții călugări adevărați, când s-au retras, pentru mântuirea lumii s-au retras. Pentru că așa cum spunea dreptul și alesul Moise, în rugăciunea lui, atât de fierbinte către Dumnezeu: dacă te-ai hotărât să-i pierzi pe ei, poporul ales, șterge-mă și pe mine dintre cei vii. Așa își pune sufletul care iubește cu adevărat întreaga ființă pentru toată lumea, cum a făcut și Sfântul Siloan Atonitul și toți sfinții, că de-au ajuns sfinți, că au iubit, chiar dacă au stat retrași. Și mai spune Sfântul Apostol Pavel, care el e un exemplu desăvârșit în cele despre care vorbim acum: iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii. Iubiți credincioși, cam asta avem fiecare de făcut, fiecare într-o chemarea sa, iubirea care e legătura desăvârșirii. Ori în viața de familie, ori în viața de mănăstire, două lucruri sunt clare: lupta cu egoismul și lucrarea iubirii. De fapt, iubirea nu încape în aceeași inimă cu egoismul. Iubirea este opusul egoismului și egoismul este opusul iubirii. Și asta putem să analizăm singuri atunci când se împietrește inima noastră într-o supărare. Și știm că Dumnezeu ne învață iertarea. Am spus chiar mai devreme din apostolul de astăzi: și îngăduința. Dar inima noastră e împietrită. De ce? Pentru că e egoistă. Și nu doar că nu putem ierta atunci, nu doar că nu putem iubi, deși e nefiresc să nu iubești, pentru că Dumnezeu ne-a creat din iubire, ne-a chemat la iubire și în continuare ne transmite atâta iubire și ne-o dovedește. Deci noi nu avem cum să nu iubim. Noi suntem din Dumnezeu, suntem fiii lui Dumnezeu. Și nu doar că nu putem face lucrurile astea, dar nici măcar nu ne putem ține gura să menajăm pe ceilalți și lovim cu piatra, care e de fapt inima noastră împietrită. Deschidem gura și rănim pe ceilalți, dovedindu-ne nouă, în primul rând, cam cât de egoiști suntem. Și asta se întâmplă, iubiți credincioși, și în viața de mănăstire, pentru că peste tot trebuie răbdare, și în viața de familie, și dacă omul trăiește între cele două chemări, singur în lume sau, eu știu, singur retras, tot se ofilește fără iubire și se împietrește mai tare
dacă nu conștientizează în primul rând și nu scoate egoismul din viața sa. Cam aceste învățături ni le aduce Sfânta Biserică în această ultimă duminică de noiembrie, în preajma sărbătorii Sfântului nostru ocrotitor al românilor, Andrei, apostolul cel întâi chemat, și a Zilei Naționale a României, țară pe care să o păzească Bunul Dumnezeu de orice greu, iar nouă să ne dea puterea să scoatem egoismul din inimă, să-l înlocuim cu iubire sinceră, cu răbdare, cu îngăduință, cu blândețe și așa vom aduce pace peste tot unde trăim, vom aduce pace și în neamul nostru și în lumea întreagă și aici și în veci de veci. Amin. O duminică binecuvântată tuturor.